De curând, în Comuna Husnicioara s-a deschis șantierul pentru implementarea proiectului Reabilitare și Modernizare Drumuri Comunale. Drumul comunal 15A în localitatea Husnicioara și drumul 18 în localitatea Bădițești din Comuna Husnicioara, județul Mehedinți, obiectiv înființat în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny. Drumurile ce vor fi modernizate se află de-a lungul satelor Bădițești, Selișteni, Husnicioara și Aluniș. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost prezent în teren alături de autoritățile locale pentru a verifica stadiul lucrărilor. Primarul Comunei Husnicioara, Emanuel Crețescu, a subliniat importanța acestui obiectiv de investiții. Cea mai importantă investiție de infrastructură pentru Comuna Husnicioara, 6,3 km de drum modernizați. E vorba de două drumuri, să zic așa, două bucăți de drum, Husnicioara-Selișteni și în satul Bădițești, cea mai mare parte de 4 km, care cuprinde și un sătuc mai mic numit Alunișu. Această rută e importantă atât pentru locuitorii comunei, cât și pentru cei care traversează comuna. De ce spun acest lucru? Pentru că știți foarte bine, acum un an de zile a fost recepționată poate cea mai importantă lucrare de infrastructură, drumul județean, DG67A. Mulțumesc domnului președinte că a venit astăzi în mijlocul nostru, în comuna noastră. Asta arată că îi pasă de locuitorii comunei Husnicioara, îi pasă de problemele județului. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, l-a felicitat pe primarul Emanuel Crețescu pentru acest proiect care completează investiția realizată de Consiliul Județean Mehedinți pentru modernizarea drumului județean 607A, investiția ei căror beneficiari sunt în primul rând locuitorii din Husnicioara. Consiliul Județean Mehedinți a realizat și a recepționat o investiție foarte mare în beneficiul în principal al locuitorilor comunei Husnicioara, în sensul că am modernizat drumul județean pe fonduri europene și pe contribuție de la bugetul județului. Iată că a venit momentul astăzi să vin pe un șantier recent deschis, ca urmare a meritului domnului primar Manu Crețescu, un șantier care privește modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Husnicioara, în sensul că pe fonduri guvernamentale, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, iată că se vor asfalta peste 6 km de drumuri comunale care vor deservi locuitorii din 4 sate ale comunei Husnicioara. Îl felicit pe Manu pentru tot ceea ce a făcut până acum în comună, îl felicit pentru toate demersurile pe care le-a făcut ca să ajungă astăzi în punctul de a deschide un nou șantier în comuna Husnicioara și așa cum am dovedit până acum că n-am ținut cont de culoarea politică și că m-a interesat efectiv binele locuitorilor comunei Husnicioara și am dus la bun sfârșit proiectul privind asfaltarea drumului județean, iată că am venit astăzi să fiu alături de primar la acest moment important pentru comună. Faptul că președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a implementat proiecte în aproape toate comunele din județ este o dovadă că susține dezvoltarea comunităților, indiferent de culoarea politică a primarilor care le conduc.